Există pentru fiecare un ceas al venirii și unul al plecării. Cel din urmă a sosit și pentru monahul Ilie Cleopa. După un drum lung, istovitor, dar luminos, la capătul a aproape 87 de ani de viață. Peste 60 i-a petrecut cu plecări și întoarceri, cu fuga în pustie, la mănăstirea Sihăstria, unde cuvântul său plin de har a tămăduit mulțimi de credincioși care au fost pentru dânsul ca lumina cea scumpă a ochilor. Era o zi de iarnă, de început de decembrie. Fusese câteva zile un ger de crepau pietrele, dar la ceasul sorocit al plecării părintelui Ilie Cleopa, se îmblânzise vremea, curgeau streașinile și mii de credincioși reușiseră să vină să-l însoțească pe ultimul său drum pământesc. Se rugau acum ei pentru dânsul, pentru cel care le luminase căile cele binefăcătoare și tămăduitoare ale rugăciunii. Era o adâncă și tulburătoare comuniune. Ilie Cleopa a rămas, cum spune poetul, o amintire frumoasă. Duhovnicia lui, cu care l-a învrednicit Dumnezeu, limbează locul acesta al Sihăstriei și dă renume de spațiu unic în sacralitatea lui, ca un fel de munte Athos românesc.